Ucenicia reprezintă formarea profesională realizată la locul de muncă în baza unui contract organizat la inițiativa angajatorilor de furnizori de formare profesională autorizați în condițiile legii. Se adresează pe de o parte persoanelor cu vârsta de peste 16 ani care doresc să se concentreze pe învățare pornind de la situațiile profesionale reale, iar pe de altă parte se adresează angajatorilor care doresc să își asigure personal calificat. Potrivit prevederilor legii 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, angajatorul care încheie un contract de ucenicie poate beneficia la cerere pe întreaga perioadă de derulare a acestuia de o sumă în cuantum de 1125 de lei pe lună pentru fiecare ucenic. De acești bani poate beneficia numai dacă încheie o convenție cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă în termen de 30 de zile lucrătoare de la data încheierii contractului de ucenicie. Contractul de ucenicie este un contract individual de muncă de tip particular încheiat pe durată determinată de 12, 24 sau 36 de luni în funcție de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul, respectiv nivelul 2, 3 sau 4 de calificare. Pentru informații suplimentare cu privire la acordarea sumelor din bugetul asigurărilor pentru șomaj, angajatorii se pot adresa Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dolj din Craiova.